Cum să-i faci pe toți knockout? Păi, dacă nu cauți, nu găsești. Și eu le fac pe toate găzicile knockout. Ce, faci găzicile? Knockout. Asta este continuarea la mă simt bine ceva. Cum am renunțat? Deci acum băgam pagina 3 să vă povestesc. Knockout. Da, knockout. E cel mai violent bărbat. Mai sunt bărbat. Că sunt aia care knockout. Deci și pe tipi. Cum să renunți la prieteni? Îi faci pe toți knockout. 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 Cum m-a făcut sora mea knockout? Knock. Întâi mama și cu tata m-a făcut knockout. Nu m-a căutat. A venit mama și m-a căutat. I-am spus. Tata l-am găsit pe stradă, se ducea la sormă, iubire, l-am găsit, cu tine nu verde, atunci am zis, noca, ai, nu l-am mai căutat. Sormea m-a făcut knockout, Adriana m-a făcut knockout, nu m-a căutat. Dar m-a căutat anul trecut, chiar la surpriză. Mai că știi surprizele de obicei de la viață sunt neplăcute. Și a fost o surpriză neplăcută. O surpriză neplăcută este tipul preparată. A fost preparată. Și atunci am zis, n-o caut. Eu am încercat să o caut. Deci, ani și ani. Nu, i-am mai dat, cred că 3 telefoane. Precedentul telefon acum o înțeleg și pe aia. A zis să vin când vreau eu. Păi, i-am îndeplinit dorința, acum vreau să. Ieri. Dar nu mai vreau. Nu mai vreau? A răsărit iubire pe strada ei, atunci nu mai avea iubire, acum are iubire. Deci, Adriana. Sunt ferici că nu sunt. Cred că are o iubire partidă bună. Cred că e ca aia. Campioană mondială. nu sunt iubire. Mă doresc bună. E că o să mă caute ea. Când pierde iubirea, când o să pierde? S-ar putea de sărbători să rămână singură să se masturbeze. De ce? Poate apare o libelulă mai mișto, poate Dragonfly. Că așa se întâmplă de sărbători. Multe pizde sunt futute. Și de fapt bagică și eu am făcut așa, dar acum nu mai vreau. Mi-am luat un moment de relax ca să pot să cred. Una, n-am mijloace materiale, dar și când aveam mijloace materiale, dacă găsești cu folon capul de merge, dar nu vreau. Îmi păstrez energia pentru creație și gagicile îți consumă timp, energie, cât tot îți face energie. La prima vedere zic că e stimulant, nu? Tu cu mintea ta, dacă ești creator, dacă nu ești și asta, poți să perfectezi pe ce. Eu mi-am făcut datoria față de ce am copil. Cum trebuie să-mi văd de viața mea, toate plăcerile din mine. Asta nu înseamnă că abandonez chestia asta, să nu găsești pe ce. E pula, o gagică acolo, bună de înțeles. Și asta, vorba lui ăla, nu aduce ce aia, că aduce pula. Puțin pas, aia de efectiv. Toată viața mea nu am făcut un conferință. Nu stau să mă aranjez pe. Imediat. Știi? Să-mi fac făcini cu male alea. Imediat. Nu zic că n-am făcut chestia asta, dar nu mi-am mărit nici șansele de câștig, nici de pierdere.
Și atunci knockout.